Și un miros de fructe pătrunde de cuzori. Salut, bancă! Salut, scumpă școală! Salut, dragă clasă, iubiți învățători! Bun găsit, iubita școală! Azi vacanța s-a sfârșit. Noi ne întoarcem iar la tine. Scumpă școală, bun găsit! Scumpi elevi, stimați profesori, părinți, oaspeți. Sunetul clopoțelului marchează că e începutul toamnei și e ziua cunoștințelor, începutul unui nou an pe studiu. Vă zicem tuturor, bine ați revenit în comunitatea școlară a Liceului Teoretic Grigore Vieru Briceni pentru a da start noului an de studii 2016-2017. Plăcuta vacanță se perindă în amintirea colegilor, iar bucuria de a ne revedea vestește că e un început productiv. Cel mai mult au așteptat astăzi această sărbătoare cei care au cochetat mult în oglindă la imaginea lor de școlar, cu ghiozdane noi, cu caiete, cu rechizite, sunt micuții claselor întâi. Să-i întâmpinăm în ritm de muzică și aplauze pe micuții claselor întâi, care pentru prima dată pășesc anul acesta în școala noastră, alături de învățătoarele lor, primele învățătoare, doamnele Tihonciuc Ludmila și doamna Cociurca Ierica. Școala ne-adună, școala cea
La sărbătoarea de astăzi ne onorează cu prezența domnul Bordei Gheorghe, șeful secției situații excepționale Briceni, reprezentant al Consiliului Raional Briceni, domnul Știrbu Vitalie, director al Direcției Învățământ, Tineret și Sport Briceni, domnul Maxinciuc Nicolae, ofițer de sector Inspectoratul de Poliție Briceni, părinți, profesori, oaspeți. Careu, aliniere, drepți. Cu bucurie, dar și cu sfială, pornesc spre școală astăzi cei mai mici, cu flori și cu ghiostanie noi în spate, alături de mame și tătici. Priviți cum așteaptă la portiță, în mâini, cu buchețele mari de flori. Ei vin cu toții de la grădiniță și ne salută astăzi cu prezența lor. Țara unde vor dăinui sufletele voastre 12 ani, vă așteaptă cu brațele larg deschise. Alături de acești micuți, îi vedem pe cei care de-a lungul celor 12 ani au învins obstacole, dubii și neînțelegeri. Sunt ei, elevii prezentului și absolvenții viitorului. În această zi de toamnă luminoasă, primiți în dar un zâmbet de copil, primiți în dar o floare crizanteme și un noi an nestins de bucurii. Învață tu, copile, privind la tot ce vezi, cum trebuie în viață să umbli, să visezi. Oferim cuvântul micuților veniți în clasa 1. Salutare cu mare, profesor și învățătoare! Noi vă spunem bucuroși, bine v-am găsit sănătoși! Și acum că l-a început, noi vă spunem un salut! Voi fi elevă silitoare și a mamei dulce floare, îmi voi da silința la carte ca să ajung cât mai departe. Nu iubesc să spun minciuni, prietenii-mi sunt doar oameni buni. Am un crez ce mă ajută în toate, în viață voi răzbate. În curte fiecărei școli, ținându-ne timid de mână, în zi de toamnă liniștită, un pâl de pretendenți se adună. În ochii noștri sclipesc steluțe de bucurii nemărginite. Și cine știe câte drumuri de aici prin lume sunt pornite? Orice școală în felul ei te vrăjește, vrei, nu vrei, și liceul nostru te uimește, cu directoare ce cu blândețe ne zâmbește. Vă dorim noi sănătate și realizări frumoase în toate. Dragi oaspeți și părinți, copii de la grădiniță, voios, glopi, de toți sunteți cu toți gata pe planeta clasei 1. Vă rământ o întrebare, în clasa 1, ce mai face oare? Acum noi ne luăm zborul, căci ne-au crescut aripi. În liceu ne viitorul, vom fi harnici, cu minți să-i bucurăm pe părinți. Noi suntem copii voioși, nici prea harnici, nici nenos. Facem pozne, ghiduși, că orice anți copii, la mai mult și la mai mari. Dragul meu micel, am venit toți însetați, de-a învața mereu. De ce toți zic că eu sunt mic? 6 ani am împlinit, asta nu e de glumit. Grădinița m-a învățat să mă port civilizat. La liceu vom învăța cum în viață ne vom descurca. Un copil vespine cât e de micuț, azi la școală vine cu ochi ăsta nuț. Vine întâia oară, tu ce mâine flale, azi pe scări cu pală, prima învățătare. Prima noastră zi de școală este ca o sărbătoare, pregătiți ca pentru gală, ne zâmbește mândrul soare.
cu uniformă nouă și cu ghiozdan în spate. Am pășit cu teamă, poate, pe ușa clasei, unde era un buboc pictat și doamna învățătoare zâmbind ne-a invitat. Clopoțel sun, jocul să vă spun. Așezați în rânduri, în clasă întrem. Hai, grăbește pasul, nu mai te ruca. Lecția începe, nu întârzia. Dragi elevi din clase mari, uitați-vă că și noi suntem școlari. Mândri, veseli, fericiți, piți sunt boboci aceștia mici. Dragi școlari, învățătura este pentru noi avere. Ce ne dă școala în dar ca să creștem oameni mari? Dragi copii, școala ne cere să învățăm cu plăcere, la lecții să fim atenți și mereu perseverenți. Să scriem îngrijit și curat pe caietul liniat, povești multe să citim, cărțile să le îngrijim și munca să ne fie plăcută dacă e bine făcută. Abecedarul vesel pe bancă ne așteaptă, ghiozdanul cu caiete le-am pregătit de acasă. În ograda școlii clopoțelul sună și pe toți copiii în clasă îi adună. Bună ziua, școală! Uite, sunt și eu, îmbrăcat de gală, astăzi la careu. Sunt mândru și tare, precum fiecare din semenii mei, mici rotofei. Școlării și școlărițe, băiței și fofetițe, hai la școală să învățăm și bine să ne purtăm. Bună ziua, școală mare, luminoasă și frumoasă! Tu de astăzi semn vei fi, anișera tocmai. Școala e o zână mare, ea cu încetul ne învață și în fiecare zi ne strecoară o povață. Azi o literă ne spune, mâine alta tot așa, până ajungi să buchisești și puști a număra. Hai la școală, hai la școală, dragi copii frumoși cu minți. Școala a crescut pe toți, pe bune și pe părinți. Așteptăm cu nerăbdare în clasă să intrăm. Taine care mai de care din cărți le învățăm. Azi e ziua importantă, prichindei cei mai mici. Merg la școală prima dată și sunt valnici și unici. Cu cuvânt de felicitare pentru bobocei din clasa 1 vine eleva clasei 12, Damian Daniela. Stimați profesori, noi vă iubim și vă stimăm pentru înțelepciunea și frumusețea sufletelor dumneavoastră, pentru generozitate și răbdare, pentru chipul dumneavoastră sincer și înțelept. Pentru că sunteți semănătorii binelui de mâine, semănând zilnic câte un pic de spiritualitate ca să culegeți roade peste ani. Noi vă dorim un început nou de an școlar. Stimați părinți, voi sunteți cei ce ne-ați purtat călăuza pe parcursul la toți anii și ne-ați învățat de toate, iar școala, putem spune că ne sunt și profesorii, este a doua casă și al doilea părinți. Dragi colegi, iată că a sosit momentul cel mai important. Avem de înfruntat examenul de bacalaureat. Eu de la mine vă doresc multă răbdare și susținerea cu succes a bacalaureatului. Iar elevelor din clasa 1 le dorim multă răbdare, multă muncă și înțelepciune în casa cunoștințelor. Să aibă mult, mult noroc și răbdare. În ograda școlii, clopoțelul sună și pe toți copiii în clasă îi adună. Școala vă primește, bună, luminoasă, sună clopoțelul, vă poftim în clasă. Elevii clasei a 12-a și elevii clasei a 1-a sunt invitați pentru a da primul sunet.
Crist, 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 ai, Crist. Ай, ай, яй, слаба. Ай, Драгуша, муша, соскеп. Ай, încep, încep. Noi vă dorim să creșteți mari, cât țara vă așteaptă, să fiți la carte cei mai tari și faima ei să-i duceți mai departe. Surprize multe vă așteaptă, dar cel mai scump vă este un dar. Desigur, prima voastră carte, ce se numește simplu, abecedar. Surprize multe vă așteaptă, dar cel mai scump vă este un dar. Desigur, prima voastră carte, ce se numește simplu, abecedar. Invităm elevii clasei a 12-a să înmineze abecedarele. Familia cu numele Vieru este o istorie glorioasă. Întotdeauna am avut parte de dragoste înălțătoare în momentele fericite ale vieții, dar mai ales pentru carte, poezie și adevăr. Celor ce ne vor călăuzi în universul cunoștințelor, dascălii noștri, le aducem din suflet urări de multă sănătate, răbdare, prosperitate pe anevoiosul tărâm pedagogic. Fie ca zâmbetul să nu vă dispară nici când de pe chip, iar elevilor le urăm succese, curaj, sete de cunoștințe și multă baftă! Careul solemn, dedicat primului sunet, se declară închis. Prima lecție de dirigenție în anul de studii 2016-2017 va avea ca generic Republica Moldova un sfert de veac, ce simbolizează 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Vă invităm pe toți în sălile de clasă, iar micuții claselor întâi vor fi ghidați în clasele lor cu primele abecedare de elevii claselor a 12-a. Vă dorim tuturor mult succes și o zi bună! De frumoși ani de școală, când purtam fundiți în păr, albe ca floarea de măr. Azi mi-amintesc cu drag cum treceam al școlii prag. Profesorii ne întâlneau, părinți pentru noi erau. Școala mea a doua casă, profesorii mei iubiți, suntem
început. Azi din nou școala ne adună, școala ce iubim noi mult. Să ne împletim cosițe cu fundițe albe în păr, să fim toți ca altă dată, curați ca florile de măr. Școala mea a doua casă, profesorii mei iubiți, suntem azi cu toți la școală, burăm în fericiți. Școala mea cu meri. Hai, trecem în față. Foarte mult iubiți orele de matematică, așa? Și am văzut data trecută. Acum să ne mai relaxăm puțin. Închipuiți-vă, eu am aici 6 pahare pline cu apă. 2 am băut și am pus paharele la loc. Avem 5 și din 2 pahare eu am băut apa. Când va prima lecție am obosit. Și asta am spus. E bine, dar și... Deci, hai 5. Hai punem 5, că mi-e ușor de socotit. 5 pahare pe masă.
Din două am băut apă și le-am pus la loc. Și le-am pus la loc. Câte pahare au rămas, părinții a stă părinții afară. Așa. Câte pahare? Pentru șoapte am să scap nota, măcar că în descriptă și îmi punem note. Bata, bune, încă o întrebare. 2 plus 3, e 6 sau 6? 5! O, de-a multe, de data trecută până astăzi, sunt mari schimbări. Bravo vouă! Iar mai găsiți alte sinonime care le-ați trecut la grădiniță. Cum se mai spune la cuvântul țară? Terișoară. Aia este diminutiv, când noi alintăm. Foarte bun, din țară, terișoară, o alintăm. Dar alt cuvânt la țară, cum mai spunem? De meleag natal ați auzit, așa? De patrie. Baștină, da? Copii, cei ce n-ați cunoscut, nu cunoașteți, noi vom învăța. Și mă bucur foarte mult că sunteți atât de drăgălași, dornici de a învăța. Vă doresc sănătate, să veniți zilnic la școală și să creșteți oameni buni. Căci deviza noastră, dacă ați citit, care poate citi acolo, scrie, fii bun, fii mult bun, fii foarte bun, fii nespus de bun, fii extraordinar de bun. Ca să semănați în jurul vostru numai dragoste, milostenie, bunătate, să fiți prieteni buni și sper că veți crește adevărați patrioți ai țării. Acum, noi de mâine începem a scrie, a citi, a alcătui, povestind pe baza imaginelor. Dar de cursul anului se mai întâmplă cu copiii, mai înghețe de o literă, mai scapă de o literă, plus atenți când scriu, când transcriu din text propozițiile. De aceea, dragi copilași, o să mâncați astăzi cu o literă ca să nu mâncați pe parcursul anului. Ne-am înțeles? Și știi cineva ce literă e la dânsul? Da. Foarte bine. Atunci, spor la lucru, vă spun. Și înghiți litera ca să nu înghiți pe parcursul. Unde poți să cânt, poți să și dansezi, este fenomenal. Poate o să-l visez și pe sfat frumos, nu știu, mă mai gândesc. Mai aștept să cresc, nu prea mult, una să vă mai povestesc. Anii cei mai frumoși în viață sunt ai copilării. Văd când ai mâncat litera. Copilași, dabă erau niște bușișori micuți, micuți. Și așa se grăbesc ei unde? Unde se grăbesc bușișori? La școală. La școală? Ia uitați, spre alfabet, așa? Dar cine puteți voi asemăna acești bușișori? Cu voi, vă puteți asemăna? Vă puteți asemăna? Vă puteți asemăna?
micuți, frumușei sunteți, care ei aleargă spre alfabet, că doresc să cunoască literile. Așa și voi să aleargați spre țara cunoștințelor. Dragi părinți, vă felicit cu prima etapă a dumneavoastră, nu va fi ușor, dar sperăm o colaborare frumoasă. Vă doresc sănătate, răbdare, străduință și împreună sperăm că vom avea succese frumoase. Ați mutat? Da. Sunteți de acum mai puternici? Da. Mea personală, să mulțumesc părinților pentru amenajarea clasei. Vă place? Dar nu vă spun nimic aceste culori? Roșu, galben, albastru. Ce vă spune? Grafielă. Grafielă, foarte bine, bravo. Bravo. Dar știți ce simbolizează fiecare culoare? Mâine, mâine vă luați, vă rog, abecedarele să fie învelite și am să vă dau caietele, mâine vom începe a scrie. Dragi părinți, dacă nu am făcut documentele care știu, vă rog, ne aduceți. Vă doresc succese, realizări frumoase și acum... Și trebuie să spuneți copii.
Care o să primească numele său. Eu am să vă numesc, dar voi o să veniți, da? Oare eu îmi strec torta pe la fiecare pare? Nu. Așa. Așa. O pornim în depărtare, drumul lung, hai dați zor. Pune o barză cu cioc mare, stă mereu într-un picior. Într-un picior, într-un picior. Rândunelele și-au zborul și cocorii sunt pe drum. Țării o să-i ducem dorul, spunea ciocârlii.
Să vin stocă? Da. Cartea înțelepciunii să fie. Da, Ludmila Valeriu, vă servește din cartea înțelepciunii, dar vă place școala? Da. Da, clasa? Da. Vede bine de la grădiniță sau? Da. Bine. Au mâncat litere să nu mănânce pe parcursul anului. Au mâncat acum litere ca să nu le mănânce pe parcursul anului. Bine. Da. Da. Sunt toți prezenți, cred că, da? Da, Nicolae, Nicolae. 2, 4, 6, 8, 10. Nicolae, Nicolae. Sunt toți, vă dorim succes, poftă bună. Succes, bine. Mulțumim. Să revenim un pic mai târziu. Am vrut să văd care e situația, ce fac. Dar fiecare și anumire. Da, bun. Adică, Anastasia, Nastia. Eu aștept, nu întârziați. La